se folosește la uh, accidente de tren, ferească Dumnezeu, două trenuri implicate. Uh, accidente de uh, autobuze, de camioane mari, de, uh, tot ce înseamnă uh, utilaje grele unde uh, nu putem să ne descurcăm cu acele echipamente mai mici. Cele două autovehicule au fost repartizate inspectoratului pentru situații de urgență prin programul Euronest program finanțat în mare parte de Uniunea Europeană. Valoarea totală a acestora este de 1.170.000 de lei. La acestea se vor adăuga până la finele anului alte 8 autospeciale. Celelalte autospeciale care vor veni anul acesta, număr de 8, sperăm să vină toate și la timp, vom încadra subunitățile noastre, iar cele vechi le vom redistribui către localitățile județului, astfel încât să asigurăm un timp de răspuns eficient în localitățile județului. Deci le vom da la comune. În prezent, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vasului dispune de 9 autovehicule ce au o vechime mai mică de 5 ani, 18 cu o vechime între 5 și 20 de ani și 16 autospeciale mai vechi de 20 de ani.